O femeie din Drobeta, Turnu Severin, a vrut în această după-amiază să se arunce de pe un bloc turn de pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Aceasta ținea un cățel în brațe și se legăna pe marginea blocului, dând de înțeles că vrea să se arunce. Tentativă de sinucidere în Drobeta, Turnu Severin. O femeie a fost surprinsă de trecători pe acoperișul unui bloc turn din cartierul Cet Nord în încercarea de a se arunca. Pompierii și polițiștii au intervenit de urgență la fața locului și au încercat să o oprească pe femeie să facă vreo faptă necugetată. Aceasta avea un cățel în brațe și părea dezorientată. Într-un final, forțele de ordine au convins-o pe femeie să renunțe la gestul sinucigaș și au coborât-o în siguranță de pe acoperișul blocului, fiind preluată de un echipaj smurd. Nu se cunoaște încă motivul pentru care femeia ar fi recurs la acest gest. Mai multe detalii vor fi prezentate în buletinul de mâine 28 aprilie la orele 19:30.